Pui cu salmonela într-o rețea de hipermarketuri. Rețeaua Metro a anunțat că retrage de pe piață un sortiment de pulpe de pui cu spate, după ce a constatat că produsul este infestat cu salmonela. Clienții sunt avertizați să nu consume și să returneze imediat produsul. Rețeaua de hipermarketuri Metro România a anunțat că retrage de la comercializare și de la clienți pulpe de pui superioare cu spate, congelate, pentru că s-a constatat prezența salmonela potrivit unui anunț postat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor. Să vă spun drept, eu nu fac piața, nici nu cumpăr, că noi dăm ce e bun de la noi și aia ne dau... Noi le dăm grâu și floarea soarelui și aia ne dau pâine congelată nouă ca să o mâncăm. Așa este conducerea noastră. Spuneți noastră că nu prea cumpărați din hipermarketuri. Nu. Mi-e teamă să mai cumpărăm de la țărani. Că și țăranii îngrașă diferite produse. Dar trăim într-un haos extraordinar în România. Asta este vorba lui Iohannis. Lucru bun făcut. Se vede ce a făcut. Vă este teamă să mai cumpărați din hipermarketuri? Păi chiar acolo mă duceam și mă uitam ce bani mai am. Eu știu, nu prea mănânc carne. Deci sunteți ferită oarecum. Da, eu nu prea mănânc carne, nu-mi plac mezeluri ăștia. Nu-mi plac pentru că am văzut de mult de tot că se băgau alte minuni în ele și nu prea sunt cu carne. Ați renunțat la... Da. Data de expirare a produselor este 23 octombrie 2022. Produsul a fost comercializat în mai multe magazine din țară. În cazul în care ați cumpărat produsul menționat, vă rugăm să nu-l consumați și să-l returnați în magazinele Metro până pe 4.02.2022, urmând să primiți contravaloarea acestuia. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate de acest incident, afirmă reprezentanții hipermarketului. Nu e prima dată. A fost mult mai multe cazuri și alimente infectate, infestate. Ce să vă zic, controlul produselor e cam deficitar la noi. Am văzut și o seară la televizor greșeala aia lor care nu fac la intrarea în țară controlul. Nu-l lași în magazin, luați dumneavoastră, iau eu și te trezești la casă că nu e bună mâncarea. Vă este teamă să mai cumpărați din hipermarketuri? Eu de obicei nu cumpăr, eu cumpăr nevastă-mă, dar noi suntem atenți, avem mai mult, tăiem porcul nostru, avem păsările noastre. Consumatorii trebuie să fie atenți deoarece infecția cu salmonela are simptome severe precum febră, greață, vomă și crampe abdominale. Acestea pot fi severe, în special la copiii mici, vârstnici și persoanele cu sistemul imunitar slăbit. Simptomele pot apărea între 6 ore și 3 zile de la infectare.